solicităm modificarea articolului 26 din regulamentul Camerei Deputaților, prin care procedura de revocare a președintelui Camerei să poată fi inițiată și de o treime dintre deputați sau de liderii a două grupuri parlamentare. În felul acesta, punem în acord regulamentul Camerei Deputaților și cu decizia Curții Constituționale. Cred că în momentul de față există foarte mulți deputați care sunt îngrijorați cu privire la modul în care este afectată imaginea Camerei Deputaților. Vorbim despre a treia funcție în statul român. A doua persoană care poate ține locul președintelui României după președintele Senatului. Parlamentul României și Camera Deputaților nu se suprapune cu Liviu Dragnea. Aici sunt oameni serioși, corecți, care muncesc, care își fac datoria față de cetățeni. Credem că există semne de îngrijorare cu privire la această degradare ireversibilă a imaginii Parlamentului din cauza problemelor de imagine, de moralitate pe care le are președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea.